Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai o primă dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor, dacă am numărat bine, e al 18-lea episod al sezonului 2. De ce deliciile analfabetismului financiar? Dintr-un motiv foarte simplu. Studiile arată că la nivelul Uniunii Europene, 50% din populație declară că dețin cunoștințele financiare de bază și că le și înțeleg. Nu știm dacă le înțeleg de adevărat, dar așa declară ei. În România însă, doar 20% din populație, de fapt mai puțin de 20%, declară același lucru. Deci unul din cinci în România, unul din doi la nivelul Uniunii Europene. Cum se spune, mai e mult până departe. Iar Charles Darwin în Originea Speciilor spunea așa: nu specia cea mai puternică sau cea mai inteligentă supraviețuiește, ci aceea care se adaptează cel mai bine și mai repede la schimbări. Dar la pensie, mă întreb, cum ne adaptăm? Cum ne obișnuim cu schimbarea de ritm de viață, de schimbarea de resurse financiare? Și asta, despre asta o să discutăm astăzi la Zodia Asigurărilor cu Cristian Dorel Lăcătuș, trainer și owner la Elir Succes. Cred că am pronunțat corect, putem, da? Putem pronunța în limba română, okay. Succes. Elir Succes. Bine ai revenit în studioul Canal 33, un post TV care are, iată, aproape 130.000 de abonați pe YouTube, adică puteți să vedeți și la operatorul de cablu, dar puteți să revedeți și pe YouTube. Abonați-vă chiar acum ca să puteți vedea emisiuni tot mai interesante. Dorel Lăcătuș, în postarea ta de pe YouTube, cred că e una din cele mai recente, nu știu dacă e chiar ultima, spuneai așa: imaginează-ți că ai 65 de ani și ai devenit în sfârșit liber. Eu cred că sunt liber și la 64, da. Ai ieșit la pensie, ai visat momentul ăsta de 10 de ani, ani în care ai lucrat și ai fost plătit cu salariu mediu pe economie. Deci, salariu mediu, 3.700 de lei net în 2022, a fost răsplata pentru performanțele tale profesionale. Deci ești în sfârșit un om liber și încă verde și ai o pensie de 1.600 de lei net. Da? Ce te mire așa? Ești plătit cu salariu mediu pe economie și ai o pensie de un punct, adică de 1.600 de lei. Acum împarte cei 1.600 de lei la ceea ce ai de plătit. Complicat, nu-i așa? Ce spun studiile? Câți bani avem nevoie ca să supraviețuim în fiecare lună? Minimum. Da, e un articol pe care l-am citit de curând, nu mai știu sursa exactă, care spune așa că pentru a trăi la momentul pensionării decent, ai nevoie de 2.800 de lei. Și de aici apare această diferență de 1.200 de lei față de pensia pe care ai avea-o dacă timp de 40-45 de ani ai contribui la sistemul public de pensii cu taxele aferente salariului mediu pe economie. Deci, presupunând că în toată această perioadă ai avut un salariu care se învârte în jurul acestei zone, salariu mediu pe economie. Studiile arată așa: salariu mediu 3.700, pensia medie 1.600. Pensia medie este, de fapt, un alt indicator. Mai exact, pensia medie este mai mare decât punctul de pensie. De ce? Pentru că este tras în sus de pensiile mai mari. Practic, în momentul de față, cred că undeva la 90% dintre oamenii din România au o pensie mai mică decât pensia medie care este în România. Deci este o situație, aș zice, dramatică, mai ales în contextul noilor scumpiri. Sunt convins că mama mea, care se uită la fiecare ediție acestei emisiuni și care are o pensie mai mică de 1.600 de lei, înțelege foarte bine ce spui tu. Întrebarea este: de unde poți să faci tu, ca cetățean ajuns la vârsta de 65 de ani, rost de diferența până la 2.800 de lei, despre care spun studiile că ne-ar fi cumva de ajuns, așa, ca să...
Da, e destul de complicat să faci rost de bani în momentul în care ai ajuns deja la pensie. Ar trebui să facem ceva cu mult înainte de momentul pensionării. Dar sigur, probabil că există soluția să te angajezi. Dacă ai 65 de ani și ai nevoie de o diferență de 1200 de lei, mergând pe calculul acesta pe care l-am făcut, o soluție ar fi să te angajezi. Chiar am văzut, și discutam cu un prieten într-una dintre seri, chiar am văzut în mall, plimbându-mă prin mall zilele acestea, persoane care lucrează la firmele de securitate și care sunt chiar foarte în vârstă. Adică estimam că sunt oameni de peste 70 de ani. Da? E clar că oamenii aceia nu se ajung cu pensia. Iar eu am citit o postare, e destul de clar ce spui și e bine. Am citit o postare a unei doamne care se ocupă de resurse umane și spunea în felul următor. Apelul ei era către angajatori. N-ar fi bine ca acei oameni în vârstă, care lucrează la sistemele astea de pază din magazine și așa mai departe, să aibă și un scaun undeva acolo, să se poată așeza măcar 5 minute la oră. Ea spune așa, eu la 30-40 de ani țin cursuri și mi-e foarte greu să stau în picioare 2-3 ore cât durează cursul. Cum o fi pentru omul ăla la peste 65 de ani să stea în picioare 8 ore? Da, eu sunt convins că au un sistem de genul acesta de pauză. Nu se poate, pentru că sunt companii foarte mari cele care angajează tipul acesta de oameni. Și atunci eu cred că au pauza aceea tehnologică de 10 minute la 50 de minute. Bănuiesc. Și în perioada aceea oamenii se pot odihni. E clar că e nevoie de așa ceva. Aș vrea însă să mă întorc puțin la ceea ce mă întrebai. Ca să am cei 1200 de lei suplimentar, ar trebui să încep, dacă se poate, chiar de la vârsta de 15, 16, 20 de ani, să economisez, pentru că la momentul pensionării să am această sumă suplimentară. Stai puțin că la 16 ani s-ar putea încărc să nu am venituri. Îi strâng din banii pe care mi-i dau părinții? Okay. Deja încep să pun deoparte? Ok. De ce v-am spus de treaba asta? Îți spun de treaba aceasta pentru că există companii de asigurări, ca să vorbim despre domeniul nostru de activitate, care încă de la vârsta de 15 ani au produse care permit unei persoane de 15 ani să fie persoana asigurată, cu alte cuvinte să fie beneficiarul sumei de la finalul contractului. Sigur, asta se poate face cu ajutorul părinților, de ce nu? E un fel de educație pe care ai putea să o faci copilului tău, să-i spui să economisească alături de tine ca părinte, să pună o parte din banii lui de buzunar, de ce nu? Astfel încât la 20-21 de ani, când începe să lucreze, sau 23-24 dacă își continuă studiile, să poată să-și preia contractul și să-l ducă mai departe. Majoritatea părinților nu știu lucrul acesta, iar copiii nici atât, că ar putea să facă genul acesta de economie încă de la 15 ani. Fiica mea a împlinit 30 de ani anul acesta, știu mulți înainte. Întrebarea care îmi vine în momentul de față, că eu nu mai știu cât este alocația pentru copii? Da, ai idee? Am pierdut și eu șirul, dar cred că trece de 200 de lei. De ce? Pentru că fiica mea are 24 de ani și la vremea respectivă era undeva la 40, bun, 40 cu ceva de lei. Cu 200 de lei nu poți să faci mare lucru. Îi cheltui înghețată bilete la film, poate mergi la mall, mai ai și niște floricele. Dacă ei pune deoparte, da, pot să începând vă dau de atunci, ce arată calculele tale? Pot să vă dau un calcul pe care chiar l-am făcut și dacă vrei o să discutăm puțin și despre treaba aceasta săptămâna trecută cu niște elevi de clasa 8-a într-o școală generală unde m-am întâlnit și le-am vorbit despre asigurări. Și un calcul pe care îl arătăm și colegilor noștri cu care lucrăm pe zona de instruire în companiile de asigurări și de brokeraj. La 100 de lei pe lună de puș timp de 10 ani, deci înseamnă 120 de luni, da? Se adună 12.000 de lei. Dobânda aferentă, randamentul aferent la 5% pe an, da? Adunat în cei 10 ani, este undeva de 3.000 de lei. Deci dacă depui 12.000 de lei, o să ai 15.000 de lei după 10 ani. Ok, o persoană care începe la 50 de ani o să aibă banii aceștia la 60 de ani. Însă o persoană care începe la 20 de ani să economisească acești bani, 100 de lei pe lună, timp de 40 de ani, da, depune 48.000 de lei, iar dobânda aferentă e cam de 102.000 de lei. Cu alte cuvinte, după 40 de ani, persoana respectivă va avea 150.000 de lei. Da? Deci iată diferența între a depune 10 ani și a depune 40 de ani. Deci banii depuși la tinerețe sunt mult mai valoroși
Și de ce? Pentru că e acea dobândă la dobândă, capitalizarea. Se cheamă dobândă compusă. Dobândă compulsă, da, și chiar citesc o carte la care citesc din greu și de care le-aș spune oamenilor, se numește Snowball sau Bulgărele de zăpadă, despre viața lui Warren Buffett, care la vârsta de 15 ani avea deja, și la vremea respectivă erau bani foarte mulți, 5.000 de dolari adunați din mici afaceri pe care le făcea ca și copil. Da? Deci e o explicație cumva legată de succesul lui financiar. A început foarte, foarte devreme și la 15 ani avea bani mai mulți decât adulții adunați. Deci din punctul acesta de vedere, suma aceasta de 100 de lei nu e o sumă mare și o pot permite mulți oameni în România, aduce beneficii foarte mari dacă este investită într-o asigurare de viață cu fonduri de investiții, produse care sunt la îndemâna oricui și cam de aici începe investiția minimă pe o perioadă lungă de timp. Și asta este, dacă vrei, una dintre soluții. Simt deja delicile alfabetizării financiare. Mă întorc la pensionarul de 65 de ani, fericit că a încheiat cu munca, dar care descoperă că nu are suficienți bani să-și achite facturile. În afară de a se angaja paznic, practic, sau supraveghetor la un magazin, mai există și alte posibilități? Aici, soluțiile, după părerea mea, sunt foarte puține și eu aș duce discuția în zona, cu ghilimele, prevenției. Să nu ajung în situația aceasta, să trăiesc foarte mult și cu resurse insuficiente. Asta este un risc prin care o să trecem toți. Deci e ceva la care suntem expuși aproape toți. Da? De ce? Pentru că speranța medie de viață la Revoluție era undeva la 66 de ani pentru bărbați și femei. Astăzi pentru bărbați e undeva la 73 de ani, iar pentru femei undeva la 79 de ani. În viitor, și vorbim aici de generația noastră, da, care o să prindă această perioadă, se estimează că durata medie de viață după momentul pensionării pentru bărbați va fi undeva la 150 de luni și la femei undeva la 240 de luni. Deci avem nevoie timp de 240 de luni, dacă suntem doamne, de această pensie suplimentară. Ori e o perioadă foarte lungă în care, sigur că banii, pensia de stat se și devalorizează. Dar vedem acum ce înseamnă inflație de 15%. Și atunci soluția nu este ce facem de la 65 de ani, pentru că ar putea fi o bucurie să muncim la 65 de ani, să fim utili, să avem colegi, să nu stăm singuri în casă. Da? Sunt multe aspecte benefice în a munci și după vârsta de 65 de ani, dar de plăcere, nu de nevoie. Da? Asta ar fi ideea. Și atunci, părerea mea este că lucrurile trebuie pornite de acum, când suntem tineri. Da? O persoană de 50 de ani are la dispoziție 15 ani. Se pot face multe lucruri în 15 ani. Da? Și putem începe cu chestiuni foarte simple pe care oamenii nu le mai bagă în seamă pentru că nu văd beneficiul major. Un depozit bancar. Ok, sigur, dobânzile sunt mici, dar e mai mult decât a nu face nimic. Da? Sunt fondurile mutuale la care avem toți acces. Cei care avem un cont bancar, un card, da? Putem cumpăra fonduri mutuale foarte ușor. Sumele investite iar sunt mici. Nu vorbesc de investiții la bursă unde e mai complicat. Da? Și aici fondurile acestea mutuale sunt foarte bine prezentate de companiile bancare prin intermediul acestui cont online. Sunt informații suficiente ca să-ți alegi fondul mutual. Vă spuneam de asigurările de viață cu fonduri de investiții, unde ai marele avantaj de a discuta cu un consultant de asigurări, cu un agent de asigurări, cu un asistent de brokeraj. Aici ai și avantajul că banii sunt investiți de către companii specializate din cadrul grupului financiar din care face parte compania de asigurări, dar ai avantajul acesta al statului pe care ți-l dă agentul, asistentul în brokeraj, consultantul de asigurări de viață. Ei sunt oameni foarte pricepuți, oameni pregătiți în mod special pentru a furniza genul acesta de informații și te ajută în procesul acesta de vânzare-cumpărare să-ți alegi cea mai bună soluție. Pot să-ți dau un exemplu acum, pentru că sigur inflația aceasta de 15% aproape ne macină pe toți. Da? Randamente la fonduri care au început acum 15 ani, 20 de ani, da? În medie, la cele mai sigure de 5% pe an și la cele care au acțiuni în compoziție și randamentul mediu a fost undeva la 20% pe an. Adică 200% în 10 ani. Oricât ar fi de mare inflația, și eu zic că lucrurile o să se regleze, banii tăi, cei pe care îi economisești, sunt valoroși la finalul contractului. Deci sunt soluții. Oricum ar fi, dacă încep de vreme, valoarea, că
câștigului tău depășește valoarea inflației. Cu siguranță. Deci, oricum ești pe plus. Cu siguranță. Pentru eu văd în momentul ăsta așa trei categorii, cel puțin trei categorii, cărora am putea să le vorbim. Celor peste 65 de ani, să le spunem că ne pare foarte rău pentru ei. Și că depind de familie și de cei apropiați lor și de capacitatea lor, pentru că unii dintre ei sunt încă o stare bună a sănătății, capacitatea de a lucra. Dar cumva, dacă vor să o facă, sunt obligați. Da. Alții o fac de plăcere. Ar mai fi categoria peste 50 de ani, care mai au 15 ani până la pensie, și acum vorbim doar de angajați, da? Și în 15 ani se pot face deja niște lucruri. Cifrele pe care le-ai spus sunt absolut medii și arată lucrul ăsta. Ar mai fi zona între 18 și 50 de ani, adică maturi, deja au intrat poate în câmpia muncii, și ar mai fi, uite, am găsit și a patra zonă, copiii. Mulți dintre ei acum știu mai mult decât părinții lor despre foarte multe lucruri, pentru că scotocesc pe internet acolo și găsesc tot felul de informații. Ce putem să dăm pentru fiecare? Haideți să începem cu copiii. Ce ar fi de făcut acolo? Eu, ca părinte, nu știu ce să-i spun. N-am educație financiară. Da, aici chiar am avut o experiență foarte plăcută, îți spuneam săptămâna trecută. Am fost invitat de o doamnă profesoară care predă educație socială. Eu nici nu știam că există această materie. Și la această materie, printre altele, copiii învață și despre asigurări. Și eu am prezentat acolo ca un specialist în asigurări. Am fost surprins să văd câte lucruri știu copiii și cât sunt de interesați. Sigur, metoda de predare a fost așa, interactivă, le-am pus foarte multe întrebări. M-am convins că au interes în funcție de întrebările pe care mi le-au pus în timpul acelei întâlniri. Ca să-ți dau un exemplu de întrebare, unul dintre copii m-a întrebat ce se întâmplă dacă compania de asigurări ar da faliment, ce se întâmplă cu banii persoanelor. Da? Asta este un lucru pe care îl întreabă în general clienții când sunt în faza de a cumpăra o asigurare. O altă persoană m-a întrebat, un alt copil, un copil de 14 ani, ce, dacă toate locuințele pot fi asigurate. Iar o întrebare care arăta că au fost foarte, foarte atenți. Da? M-au întrebat de zona asta de reasigurare, m-au întrebat unde investim banii ca să putem obține acele randamente de 5, între 5 și 20%. Ok, m-au întrebat și de criptomonede, dar le-am spus că nu e subiectul zilei, dacă doresc putem face treaba asta. Deci genul acesta de educație făcută de către stat, după părerea mea, e o soluție foarte bună. Da? Să învățăm direct pe copii. Chiar i-am rugat pe copii și le-am spus așa, vă dau o temă de casă facultativă. Nu o să putem spune numele companiei de asigurări de la care chiar am primit răspuns, da? Dar le-am spus așa, mergeți acasă și întrebați-i pe părinți, tată, mamă, bunică, pentru că unii locuiau cu bunicii, cu cine ne-am încheiat asigurarea de locuință? De ce să întrebe cu cine? Pentru că întrebarea asta induce ideea că era normal să avem asigurare și le-am spus că undeva la 1.800.000 de locuințe sunt asigurate din cele 8 milioane care sunt acum în România. Da, chiar aici a fost o situație ciudată, că îi întrebam, ok, casele voastre sunt asigurate? Și toți spuneau că da. Și le spuneam, ok, dar nu se poate, că voi sunteți 30 de copii și dacă ar fi să păstrăm statistică de la nivelul populației României, ar trebui să regăsească cam aceleași cifre. Deci cam 20%, 20-25% dintre voi aveți casele asigurate. 6 din 30 ar fi trebuit să aibă casele asigurate. Exact. În București, a fost în București asta, nu? Da, în București, copii. Bun, în București. Fiind în București, gardul de cuprindere în asigurare pentru asigurare obligatorie, atenție, nu pentru aia facultativă care are beneficiile ei, este de aproape 50%. Deci e mai deci, bine. 15 din 30 ar fi trebuit să spună da. Dacă îi întrebai da, ce fel de asigurare aveți, acolo îi băgai puțin în ceață. Dacă puteți să-mi puneți regia furturile din locuințe, ca să vedeți ce s-a întâmplat în perioada 2012-2021. Dacă îmi permis să duc ideea mai departe, copiii au zis că o să întrebe, dar o fetiță, când stăteam noi acolo la discuții, a scris părintelui, a scris pe loc părintelui și părintele i-a spus la ce companie și ne-a spus compania. Deci e clar, copiii sunt interesați dacă noi ne ducem către ei. Dincolo de educația pentru sănătate, dincolo de educație juridică, care ar fi foarte utilă, nu? Pentru că, sigur, lucrurile acestea sunt utile în viața de zi cu zi. Uite, în graficul pe care îl aveți în imagine, o să vedeți, vestea bună este că furturile de locuințe, din locuințe, între 2012 și 2021, au scăzut în mod constant, de la peste 35.000 în 2012 la undeva aproape de 16.000
în 2021, deci la mai puțin de jumătate, cam 40%. Asta e vestea bună. Dacă împărțiți 16.000 la 365 de zile ale anului, rezultă că sunt foarte multe locuințe care sunt în care se petrec furturi în fiecare zi. Datele sunt furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române și infograficul este realizat de către un portal de asigurări în baza acestor informații. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre o să vorbim și despre furturile de mașini la nivel național și despre incendiile care se produc în locuințe și de asemenea câte locuințe au fost afectate de inundații în perioada 2014-2021 în România și de asemenea o știre foarte interesantă, câți șoferi au fost prinși fără RCA în anul 2021, pentru că vorbim despre asigurări. Acum că suntem la finalul primei părți, dacă faci parte din cei 90% din salariați care au un salariu mai mic decât salariul mediu net, ce le-ai recomanda? Eu le-aș recomanda așa, să facă un pachet, dacă vrei, diversificat de economie și investiții. Le-aș recomanda să aibă și niște depozite bancare, da? Pentru că acolo banii sunt foarte lichizi și poți să-i scoți imediat pentru o situație de urgență. Le-aș recomanda să se informeze puțin în zona fondurilor mutuale. Fondurile mutuale au avantajul că sunt constituite tot așa de companii specializate în funcție de toleranța sau apetitul de câștig și implicit de risc pe care persoana care cumpără îl are. Deci, cu alte cuvinte, dacă vreau un fond cu un grad de siguranță mai mare, o să am acolo obligațiuni și depozite bancare și o să am un randament mai micuț, dar mai sigur. Dacă am apetit și îmi doresc randamente mai mari, ok, o să mă duc spre un fond care are, nu știu, preponderent acțiuni. Și gradul acela de siguranță al fondului e garantat pe toată durata existenței acelui fond. Și ăsta e un avantaj. Și există informații, deci există foarte multe informații. Și trei, aș face de asemenea o asigurare de viață, da, care să aibă componenta aceasta de protecție. Pentru că dacă vorbim de siguranță financiară, siguranța financiară nu e dată de venitul lunar curent pe care l-am de ca salariat, ci de banii pe care i-am pus deoparte când apar evenimente din acestea dramatice. Da? Ori ca să ai 100.000 sau 200.000 sau 300.000 de lei la dispoziție, nu vorbim de 1.000.000 de euro la dispoziție, e destul de complicat. Însă printr-o asigurare care are zona asta de despăgubire în situația unui deces sau în situația unei intervenții chirurgicale a unei afecțiuni grave, se pot cumpăra sume foarte, foarte mari de bani la niște prețuri de care oamenii nu își pot imagina cât sunt de mici. Ca să-ți dau un exemplu, o asigurare gravă la una dintre companii, la 1.000.000 de euro, sumă de despăgubire, prima anuală e de 300 de euro pe an. Da? Am văzut mai devreme la o altă companie, de data asta spitalizare. Deci o asigurare de spitalizare făcea promovare un om din domeniul nostru al asigurărilor pe Facebook și vorbea de un tip de asigurare care acoperă partea de spitalizare și intervenții chirurgicale, da? Unde la 90.000 de lei prețul era undeva la 60 de lei pe lună. Da? Despre asta vom vorbi în cea de-a doua parte a emisiunii noastre. O să începem cu știrea că 70% dintre români nu știu ce consecințe financiare are pentru ei și pentru familia lor decesul, îmbolnăvirea sau implicarea lor într-un accident. Revenim după o scurtă pauză publicitară. Despre cum să fim o bună companie pentru noi. Ceva special. Vorbim despre cărți, vorbim despre lucruri frumoase. Ca de fiecare dată avem un invitat special. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Emisiunii de astăzi este Atunci și Acum și vom vorbi despre școală și viață.
E un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid. Nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3. Sunt Paul Gaborilescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Astăzi discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele. Să ai o asigurare este mult mai ieftin decât să nu ai una. Nu vă spun o mare filozofie, sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor, sub semnul Taurului și alături de mine se află Cristian Dorel Lăcătuș, este trainer și owner la Elire Succes. Este o companie de training, lucrează foarte mult cu companiile de asigurări și de brokeraj de asigurări și ăsta este motivul pentru care, ținând cont și de experiența pe care o are, l-am invitat în emisiunea de astăzi unde vorbim despre delicile analfabetismului financiar. Faptul că nu știm lucruri ne afectează foarte tare și pe traiul de zi cu zi, și pe traiul din viitorul apropiat și pe acela de după perioada de pensionare. Am promis, discutăm despre cum ne adaptăm la scăderea veniturilor, la ieșirea la pensie, cum ne obișnuim cu schimbările de ritm și resurse financiare și mai ales când, cum și în ce fel putem să începem să facem niște lucruri care ne pot ajuta. Am deschis un document puțin mai înainte, în pauză, și v-am spus așa, 70% dintre români nu știu, pur și simplu nu știu, adică nu pot evalua ce consecințe financiare poate avea propriul deces asupra familiei lor, îmbolnăvirea sau implicarea lor într-un accident. Și iată ce spun statisticile. Studiul este făcut de către o companie de asigurări, este realizat anul acesta, doar 40% dintre români, adică 4 din 10 sau 2 din 5, au un plan financiar în caz de îmbolnăvire sau accident. Din segmentele analizate, familiile moderne, le putem spune, au declarat în proporție de 40% că au un astfel de plan implementat, iar doar 30% au un plan financiar de rezervă pentru boală sau accident. Surprinzător, deși femeile sunt mai prudente, bărbații sunt mai preocupați decât femeile când vine vorba de a asigura stabilitatea financiară a familiilor. De ce? Familia tradițională spune bărbatul aduce banii în casă. Probabil că undeva în mentalul bărbaților a rămas această informație. 43% dintre ei au un plan bine pus la punct, spre deosebire de femei, care sunt doar în proporție de 37%. Iată, au și bărbații câștig de cauză. Conform celor mai recente date, pentru multe familii din țara noastră, producerea unui eveniment nedorit, accident, îmbolnăvire sau chiar un deces ar duce la o scădere dramatică a nivelului de trai. Asigurările de viață sunt o soluție concretă și ușor accesibilă pentru reducerea vulnerabilității familiilor și a dezechilibrilor sociale. Trendul este unul crescător și mă îndrept la asupra invitatului meu de astăzi. Dorel Lăcătuș, cum privești lucrurile astea?
Poate ne explici puțin povestea aceea cu inflația și cu ce se întâmplă în momentul ăsta cu scumpirile, ca să revenim la subiectul nostru. Da, n-aș vrea să intru într-o zonă de explicație așa tehnică când vine vorba de inflație, dar o simțim toți. Eu, de exemplu, până acum câteva luni nu mă uitam deloc la prețuri, da? Dar de la un timp cumpăr o marcă preferată de lapte pentru soția mea, da? Și am observat că prețul la acel lapte a crescut cam cu 50%. Am încercat să o conving să cumpărăm un alt lapte care era mai ieftin și mi se părea de aceeași calitate, dar nu a vrut. Deci eu am intrat în zona asta a scumpirilor. Îți dau un exemplu de discuție pe care o am frecvent cu tatăl meu, care comparativ cu alte persoane din România, alți pensionari din România, deci el are o pensie, aș zice, dublă față de pensia aproape dublă față de pensia medie din România, ceea ce îl plasează într-o zonă bună. Chiar mai fac o glumă cu el și spun că din când în care ar fi încadrat la pensionarii aceia speciali, mai are puțin și intră la pensionarii speciali. Și el se plânge de prețuri, că prețurile sunt foarte mari, cu multe luni înainte că iau să sesizez lucrul acesta. Ce ne arată această inflație? Că sunt bani în piață, pentru că fiind bani în piață, comercianții își permit să crească prețurile. În momentul în care consumul o să scadă, și o să scadă în curând, pentru că și Banca Națională a luat niște măsuri apropo de acea dobândă care crește și ratele bancare, o să ne facă pe noi, cei care aveam suficienți bani în buzunar și nu eram atenți la aceste prețuri, să fim mai atenți. Pentru pensionari, pentru oamenii cu venituri foarte mici, inflația aceasta de 15% e dramatică. Da? Un om care are 1200 de lei pensie, dacă pierde 15% la puterea de cumpărare, înseamnă foarte, foarte mult pentru Hai să ne imaginăm o bărcuță și marginea, bordul bărcii, cum se este la nivelul apei. Dacă valurile sunt mici, dacă inflația este mică, atunci, practic, poți să continui să navighezi. În momentul însă în care începe să bată vântul scumpirilor și valurile inflației, în momentul respectiv începe să intre apă în barcă. Barca devine mai grea și e cu atât mai greu de ținut la suprafața asta, așa ca să avem o imagine plastică. Și acum să ne întoarcem la ce spuneai. Ok. Ce vreau să spun este că persoanele care în momentul acesta încep să pună bani deoparte, de acum, eu sunt convins că probabil într-un an de zile o să rezolvăm cumva cu zona asta de inflație, da? Și o să scadă din nou inflația. Sper lucrul acesta. Însă persoanele care în momentul de față au bani puși deoparte, lucru pe care l-au început probabil acum câțiva ani, duc mai bine, trec mai bine prin perioadele acestea în care prețurile cresc. Și asta este iar o idee. Ok, să ai niște bani puși deoparte pentru a trece prin perioade de genul acesta, de turbulențe financiare. Aș vrea să îți spun un aspect legat de partea aceasta legată de soluții pentru oameni, că mi se pare o treabă foarte bună. Există o idee acum că ați cumpăra o casă, te plasezi undeva în zona de idiot, pentru că îți cumperi o casă chiar cu credit bancar, în loc să iei banii să investești într-o afacere și că banii aceia investiți într-o afacere o să-ți producă mai mulți bani și ce bine o să-ți fie ție peste câțiva ani. Majoritatea nu ne pricepem la afaceri. Și o casă bună, cumpărată la timpul potrivit, mă poate ajuta la momentul pensionării, când am 65 de ani, dacă cumva transform acea casă într-o casă mai mică sau, de ce nu, undeva în zonă rurală, unde m-aș simți bine, că ar fi și aer curat și poate aș face un pic de mișcare dacă aș avea o grădină și aș putea să am și niște bani deoparte pentru un trai mai bun la momentul pensionării. Deci asta poate să fie o soluție. Să ai o casă mai mare acum și la momentul pensionării să nu te chinui să o lași copiilor dacă ei nu te sprijină și nu te îngrijesc. Ok, sună ciudat asta, dar ci să faci o schimbare care să-ți permită să ai aceste soluții la momentul la care ești la pensie dacă n-ai pus bani deoparte. Și asta este o formulă de a economisi și de a investi. Românii care au fost lipsiți timp de foarte mulți ani de posibilitatea de a deține proprietăți sunt foarte doritori în momentul ăsta să le dețină și asta este cumva în mentalul nostru. Mă întorc la ce spuneai mai înainte. Uite, am primit un comentariu care spune așa, ascultându-vă, cred că despre tine era vorba, am înțeles cât de gravă este situația celor care acceptă plata unui salariu la negru sau a unui salariu mediu pe economie. Practic, ei nu vor avea o pensie sau, în cel de-al doilea caz, pensia va fi nesemnificativă. Ce putem să îi spunem? Uite, am mai primit un comentariu, poate comentăm pentru amândouă. Mulțumesc pentru informații, ca să capăt încredere.
Eu îmi doresc o asigurare de viață pe termen scurt, oarecum controlabil, maxim 5 ani, după care s-o pot reînnoi dacă mai pot financiar să o susțin. Și acum să vă dau o știre pe care am citit-o recent în presă, într-un cotidian de largă respirație. 113 milioane de lei este cea mai mare despăgubire plătită pentru o poliță de asigurare de viață în anul 2021. 113 milioane de lei. De fapt, 1.113.000. 1.100.000. Asta, așa este okay, cifra. Uite, o să accesez, da. O să accesez știrea. 1.100.000 de lei, dar oricum este o sumă imensă, da, e o sumă foarte mare. Da, da, ai dreptate, citisem lead-ul. Într-adevăr, într-adevăr așa este. 1,13 milioane de lei, asta înseamnă cam 200 și ceva de mii de euro. Da, da. Păi, în primul rând, aș răspunde persoanei care își dorește un contract de asigurare pe 5 ani. Și o să-i spun așa direct, este o greșeală, da? Contractele de asigurare e bine să fie încheiate pe o durată cât mai lungă. De ce? Pentru că peste 5 ani starea de sănătate se poate schimba și compania de asigurare să nu mai primească acea persoană în asigurare. Există variante la care eu pot renunța, prin care pot renunța la contract după 5 ani, există variante prin care pot, să spunem, să opresc plata primelor și contractul să continue, deci am multe variante. Cea mai bună variantă este să închei un contract până la 70-75 de ani, dacă compania de asigurări are tipul ăsta de contract, de durată, și să-mi fac planuri în funcție de ceea ce doresc eu să fac cu banii peste 5 ani. Dau exemplu acesta al asigurărilor cu fonduri de investiții. Aceste asigurări, de exemplu, permit retrageri parțiale. Cu alte cuvinte, după 5 ani, dacă vreau să iau o parte din bani, pot să fac lucrul acesta. Deci e o greșeală să închei un contract pe 5 ani. Cea mai bună soluție este să-l închei pe toată durata care ți este permisă de acel contract. Chiar dacă tu, să spunem, vrei să ieși la 65 de ani la pensie, încheie contractul până la 70 sau 75, pentru că nu o să iei toți banii de acolo, iei pe rând, faci retragere în funcție de ceea ce vrei să faci că e atunci, la vremea respectivă, sau dacă vrei la 65 de ani închizi contractul și același lucru ca și cum ai fi încheiat din statul contract până la 65 de ani. Ăsta e sfatul meu. Hai să nu părem că dăm, ca să nu par eu că dau sfaturi fără să le fi practicat, se spune nu da sfat din ce n-ai trăit. Da? Am avut două polițe de asigurare de viață până la 60 și până la 62 de ani. Una clasică cu capitalizare și una unit-linked care avea o componentă de investiții. În momentul în care le-am încheiat, prima mea întrebare a fost ce mai pot să fac în momentul ăsta? Mă mai primește asigurătorul și am descoperit că da, mă primește. Sigur, polița de asigurare era mai scumpă, dar pot să mă duc până la 85 de ani. În cazul în care se produce decesul până în 85 de ani, cei pe care i-am desemnat ca moștenitori primesc suma respectivă. Dacă ating vârsta de 85 de ani, o treime din sumă o primesc înapoi. E foarte interesant toată povestea asta cu asigurările de viață. V-am promis însă că o să vorbim și despre asigurările de locuințe și o să rog regia tehnică. Era un slide acolo cu un infografic cu incendiile care se produc în România. Despăgubiri record era știrea pentru incendii în locuințe în România. 19 case iau foc zilnic în țara noastră. Dacă vedeți pe infografic, au fost niște ani de maxim. După ce pandemia ne-a ținut acasă, au început să scadă numărul de incendii. Vedeți și distribuția la nivel național. De ce e bine să avem o asigurare de locuință? De ce e bine să nu ne facem doar asigurarea aceea obligatorie de 20 de euro? Da. Aș porni chiar de la știrea despre care vorbea. Era vorba despre incendiu. Da? Asigurarea aceea obligatorie nu acoperă incendiu, nu acoperă explozia, acoperă câteva riscuri catastrofice, cu tremuri, și inundații. Și nu în integralitate. Și nu în integralitate, până la nivelul sumei de 20.000 de euro și alunecările de teren. Da? Vorbeam cu copiii apropo de treaba aceasta și discuția noastră era cam așa. Cât costă un apartament în București în sectorul 6? Copiii locuiesc în sectorul 6. Și am ajuns undeva la 70.000 de euro. Da? Și i-am întrebat pe copii. Copii, cât costă, după părerea voastră, o asigurare de locuință care arde sau explodează și ai nevoie să o înlocuiești? Ai nevoie să înlocuiești acea casă. Deci ai nevoie de 70.000 de euro. Deci cât ați fi dispuși să plătiți voi
dacă ați ști că ați primi în această situație cei 70.000 de euro. Și copiii au fost foarte drăguți, au început să spună, păi aș plăti jumate. Și eu întrebam, ok, spune-mi suma, adică 35.000 de euro? Li se părea mult, își dădeau seama din ceea ce spune, ok, e mult. Altul spunea, păi eu aș plăti 10%, adică 7.000 de euro. Și ajungeam undeva la niște sume de 7-10.000 de euro. Copiilor li se părea corect ca într-o situație de genul ăsta. Da, știi de ce? Da. Pentru că asigurarea casco pentru mașină costă undeva la nivelul acesta, la 10% din valoarea mașinii. Da, da. E, când le spuneam și am făcut un pic de matematică cu ei și le-am spus, pentru a fi un bun om în asigurări, un bun om de vânzări în asigurări, e nevoie de matematică, de limba română și de psihologia clientului. Și întrebam, ok, ce înseamnă 1 la 1000? Puteți să-mi spuneți ce înseamnă 1 la 1000 din 70.000? Săracii copii se încurcau, aveau nevoie de calculator. În sfârșit, am ajuns la concluzia că 1 la 1000 la 70.000 însemna 70 de euro. Deci o asigurare de locuință pentru o casă care valorează 70.000 de euro are un preț între 70 și 140 de euro pe an în funcție de ce cumperi. Adică între 350 și 700 de lei pe an. Da. Și dacă împărțim 350 la 365 de zile, rezultă un leu pe zi. Ceva de genul. Deci e foarte, sau 2 lei dacă ai o casă mai... Da, e foarte, foarte ieftină. Și ce reprezintă, de fapt, o asigurare pentru locuință? Reprezintă o finanțare foarte, foarte ieftină pe care o ai la dispoziție dacă se întâmplă acest eveniment. Pentru că altfel tot copiii spuneau, ca să-ți înlocuiești casa, ar trebui să iei niște bani de la bancă sau să împrumut de la prieteni sau să stai în chirie. Da? Deci copiii dădeau soluțiile normale, naturale. Și atunci, între a lua un credit bancar ca să cumpere o altă casă, asta înseamnă să plătești 30-40% în plus, poate acum cu ratele de dobândă mai mult, și a da, 140 de euro pe an pentru cei 70.000 de euro, e o diferență foarte, foarte mare. Asta înseamnă asigurare, siguranță financiară într-o situație de genul acesta, la preț foarte, foarte accesibil, popular pentru toată lumea. Apartament de 70.000 de euro la bloc, fiul unei prietene, o lumânare, perdeaua se aprinde, ia foc toată casa, ard niște cauciucuri, totul trebuie zugrăvit, totul trebuie schimbat, mobila trebuie înlocuită și așa mai departe. Valoarea poliței în jur de 100 de euro pe an, valoarea despăgubirii 25.000 de euro pe an. S-a întâmplat în noaptea de Crăciun, pentru că așa facem la Crăciun, mai aprindem câte o lumânare. Ei bine, asigurătorul a despăgubit, reparația a fost făcută în regie proprie, deci omul a putut să-și eficientizeze cheltuiala și să își facă locuința de nouă. Uite, Uniunea Societăților de Asigurare din România menționează că la polițele de asigurare de locuințe, 8 polițe din 10 sunt încasate după ce a avut loc un incendiu. Celelalte două se referă cel mai probabil la inundații. Când te inundă un vecin, ce faci? Te duci și îl strângi de gât? Sau scoți polița de asigurare, asigurătorul plătește și eventual discută el cu vecinul despre lucrurile astea. Deci te-ai spălat pe mâini, cum se spune. Ai pomenit de tineri. Ce putem să facem pentru ei? La ce te-ai gândit tu? Ce proiecte ai în lucru? Da, cred că sunt niște lucruri care se fac. Apropo de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care, în urmă cu 2-3 ani eu eram voluntar într-un proiect când ne puteam duce la clase cu copiii și mergeam în licee tehnologice și le vorbeam despre asigurări, despre pensii private. Deci sunt lucrurile începute. Acum o să fie aceste materii care se introduc. Ce le-am promis eu copiilor și am vorbit cu profesoara care m-a invitat, le-am spus că o să le dau acces la o platformă e-learning unde vor putea intra să învețe despre asigurări, despre bani în general. E o platformă unde ei vor avea gratuit. Mi-a venit acces. Mi-a venit ideea atunci, văzându-i în clasă cât sunt de interesați și că aveau noțiuni. Pentru că la prima vedere nu mă gândeam să ofer gratuit accesul pe acea platformă pentru copiii de 14 ani. Chiar mă gândesc să extind puțin și în zona studenților, astfel încât tinerii să aibă acces la informația pe care o livrez către oamenii care lucrează în domeniu și care se pregătesc pentru a fi mai buni în domeniul acesta. Asta este un element. Al doilea element, după părerea mea, și asta este foarte important, să comunicăm noi cei care lucrăm în domeniu mai ferm în zona aceasta. De ce? Pentru că eu văd cumva o responsabilitate și în zona noastră, celor care promovăm, vindem aceste soluții de asigurare. Da? Asigurările de viață încă au un nivel scăzut în România. De ce? Pentru că chiar cei care lucrăm în domeniu nu vorbim cu clienții noștri
despre lucrurile acestea cu o presiune un pic mai mare. Da? În articolul pe care l-am scris erau niște fraze care te înghesuiau așa ca cititor. Okay? În știrea respectivă spuneai de 19 locuințe care ard și zilnic, despăgubirea zilnic medie plătită de companiile de asigurare de 48.000 de euro. Ok, l-aș întreba pe client. Dacă aveți nevoie de 48.000 de euro să vă refaceți locuința, aveți de unde să-i luați? Asta ar fi întrebarea mea. În ce măsură ați fi dispus să analizați o variantă, o soluție, care v-ar costa de 1.000 de ori mai ieftin decât cei 50.000 de euro? Dacă vorbim de 1-1.000 cota. Asta ar fi discuția mea. Da? L-aș întreba pe client, dacă ați avea nevoie de 100.000 de lei pentru o intervenție chirurgicală, dumneavoastră sau cineva din familie, aveți de unde să-i luați? Asta este discuția. Da? Pentru că dacă noi nu punem un pic de presiune, cu ghilimele de rigoare, sigur, clienții sunt protejați de tot felul de sisteme, GDPR și așa mai departe, oamenii nu conștientizează. Nouă ne este frică să ne gândim să acceptăm o discuție despre aceste evenimente, pentru că experiența e una negativă. Ne putem imagina cum arde casa. Fugim de genul acesta de discuții. Ok, când mergem să cumpărăm o pereche de pantofi, ne simțim bine. Dar de ce fugim de ele când la televizor numai la asta ne uităm? Toate jurnalele de știri sunt pline de accidente, de mașini, case care ard, oameni aflați în diverse... Deci, avem această capacitate extraordinară de a ne proteja. Se întâmplă la alții, nu la noi. Da, de a ne proteja de aceste mental știri negative, dar care ne-ar strica ziua dacă ne-am gândit serios adică la treaba ne uităm aceasta. Cu plăcere la nenorocirile pe care le pățesc alții, dar nu ne gândim la propria că am putea fi noi. Zice, evităm genul acesta de informație. Eu personal încerc cumva să mă feresc de genul acesta de informație. Și îți dau un exemplu. E vorba de experiența de cumpărare de care vorbim, da? Dacă merg într-un magazin și îmi cumpăr o pereche de pantofi, îmi place, mă simt bine, miroase, muzică, doamnele care mă servesc, îmi arată bine pantofii, rochii, așa mai departe. Îmi face plăcere și mă întorc acolo. Dacă mă întâlnesc cu un om care îmi arată o soluție prin care eu dovedesc din punct de vedere financiar, pun ghilimele, că îmi iubesc familia, că țin cu adevărat la ei, că sunt un om responsabil, da? Fug de discuție, pentru că dacă eu îmi spune, ok, haideți să încercați asigurarea asta de viață, să vedeți cum vă vine. Da? Ok, nu o să pot să discut despre deces. Nu-mi cade bine să discut despre treaba asta. Suntem supersticioși. Dar ideea de bază este că un om care transferă riscul financiar, că pe ăsta îl poate transfera și zice ok, o să-mi dea compania de asigurări 70-100 de mii de euro, 1.100.000 de lei, dacă se întâmplă ceva, familia mea îi primește, în schimbul unei sume de 100, poate de 1.000 de ori mai mică, da? Asta este înseamnă responsabilitate și presupune educație financiară. Deliciile analfabetismului financiar, în titlul emisiunii am pus ghilimele, e vorba exact de inversul deliciilor, pentru că a nu avea aceste informații financiare, a nu fi curios să le afli, a nu avea contact cu un consultant de specialitate din zona asta asigurărilor, cum spuneam, riscul de deces dacă nu porți centura de siguranță dacă nu porți centura îți dublează riscul de a muri într-un accident, dar dacă nu-ți încheie o asigurare, calculele arată că cel puțin îți triplezi riscul de a trăi, dar sărac. Apropo de auto, și o să vă rog infograficul acela cu mașinile neasigurate, RCA, România a continuat să aibă cea mai ridicată rată a mortalității în accidente rutiere din Uniunea Europeană. E adevărat că sunt în scădere, dar suntem campioni la mortalitate. Și acum, dacă vă uitați câți șoferi au fost prinși fără RCA, o să vedeți că de-a lungul anilor, uitați-vă la cifre, de la, nu știu cum vedeți dumneavoastră imaginea, dar dacă vă uitați o să vedeți că sunt din ce în ce mai mulți, încât o televiziune a titrat că un șofer din trei nu are poliță RCA. Sunt de fapt mult mai puțin, pentru că sunt mult mai multe mașini care nu mai circulă, dar legea le-ar obliga să aibă RCA. Ele sunt trase pe undeva pe dreapta sau pe un maidan, ruginesc pe acolo și nu mai circulă, dar evidențele spun că ele ar trebui să aibă RCA. Oricum, există un anumit număr de mașini neasigurate RCA, răspunderea civilă auto. Din 12 mai
asigurările, dacă aveți o asigurare RCA la City Insurance, asigurarea nu mai este valabilă. Compania a dat faliment și din 12 mai asigurările RCA, oricine vă spune că mai sunt valabile, nu sunt valabile. Mai sunt valabile unele de garanții, dar nu aveți astfel de asigurare. Aveți asigurare RCA. Da? Despre asta o să vorbim într-o emisiune viitoare. Am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru din tot ceea ce am spus, este că asigurările sunt pentru noi, suntem pentru oamenii normali, pentru oamenii obișnuiți. Cei bogați au alte soluții. Sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi aici. Am discutat alături de Dorel Cristian Lăcătuș, un expert în domeniu, căruia îi mulțumesc pentru informațiile și studiile practice pe care ni le-a dat astăzi. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, revenim cu un nou episod, cel puțin la fel de captivant, despre asigurări și nu numai. De fiecare zi, cu munca, cu profesia, cu ceea ce trebuie să facem până la urmă. Bine ai venit! Despre ascultare de sine, despre cum să fim o bună companie pentru noi. Ceva special. Vorbim despre cărți, vorbim despre lucruri frumoase. Ca de fiecare dată avem un invitat special. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante.